și al Fiului și al Sfântului Duh, preacuvioși și preacuceniși părinți, iubiți frați și surori, la sfârșitul slujbei mai medităm pentru încă o dată la această sărbătoare însemnată la care ne-am adunat aici, la Nicula. Și așa cum se cuvine și cum prevede tradiția noastră religioasă, atunci când petrecem pe cineva pe drumul veșniciei, priveghem. Nu dormim noaptea, pentru că este cel mai important și cel mai sobru eveniment din viața unui om. Este Marea Trecere. Așa o numește Lucian Blaga. Este Marea Trecere încât totul este sobru. Totul este serios. Nu ne mai permitem lucrurile pe care le făceam de altă dată să le facem acum, pentru că, iată, se deschide drumul Împărăției lui Dumnezeu pentru Maica Domnului Hristos. Și la fel ca și în cazul Domnului Hristos, atunci când se înalță la ceruri, ați auzit încântările de la Vecernie și de la Utrenie, că și pentru Fecioara Maria se deschid astăzi cerurile. Se deschid porțile cerului, zicând, deschideți voi, boieri, porțile voastre și va intra Maica Împăratului. Maica Împăratului, Maica Domnului nostru, Iisus Hristos. Și de foarte multe ori, atunci când și în viața zilnică cineva pleacă în eternitate, cunoașterea acelei persoane este mai adevărată, mai deplină atunci când pleacă pe acest drum al veșniciei, pe drumul Împărăției, la fel și în cazul Fecioarei Maria, parcă cunoașterea, parcă ni se deschide o altă cale de cunoaștere, de apropiere de către Fecioara Maria, Maica Cerului, nădejdea poporului. Vedeți dumneavoastră, în lumea aceasta, când ne dorim să cunoaștem pe cineva, de cele mai multe ori încercăm să-l intuim pornind de la cine suntem noi. Uitând că pe un om, pe cineva, îl cunoaștem în măsura în care reușim să intrăm în Duhul Său. Reușim să-i respectăm personalitatea. Reușim să îl înțelegem din ceea ce este el și nu pornind de la paradigma a ceea ce noi suntem. În cazul Fecioarei Maria, putem spune ceva despre personalitatea lui. Și ar fi câteva atribute, câteva apelative care însoțesc personalitatea ei, și anume tăcerea, discreția, smerenia și chiar micșorarea. Micșorarea de dragul Fiului Său. Toate aceste însușiri ale Maicii Domnului sunt destul de străine față de noi, pentru că cine în ziua de astăzi își mai dorește micșorarea în fața celui care îi stă înainte? Cine dintre noi își mai dorește smerenia când din inima noastră, din adâncul sufletului nostru, căutăm să ajungem în vârf, indiferent de prețul, indiferent de metoda pe care noi o folosim pentru ca să ajungem acolo? Sau cine poate vorbi despre discreție în zilele noastre, în situația în care parcă cu atât mai mult existăm, cu cât toată lumea ne cunoaște viața noastră personală și mai mult decât atât, noi ne hrănim din viața personală a celorlalți. Tocmai de aceea poate pe Maica Domnului o cunoaștem foarte puțin și foarte puțin putem să spunem despre ea, deși ne este dragă și o simțim aproape. Și totuși putem spune ceva, pornind de la exemplul zilnic. Și îmi place mereu să repet acest exemplu. Dacă cineva nu știe cine este Domnul Hristos și nu are acces direct la El, să se uite la o mamă bună,
Pentru că nu există pe acest pământ o asemănare mai mare cu Domnul Hristos decât o mamă care își asumă rolul acesta pe care i-l-a dat Dumnezeu. Cu atât mai mult când vine vorba de Maica Domnului, care este mama mamelor, este modelul tuturor mamelor. Și acest exemplu pe care vi-l dau acum vi este foarte la îndemână. De câte ori noi, copii fiind și îndreptându-ne spre casa părintească, nu ne întâmpină mama în pragul casei sau în pragul porții și ne zâmbește cum numai ea știe să zâmbească. Ne primește în casă, ne pune bucatele cele mai bune pe masă și după ce face tot ceea ce știe ea mai bun să facă, se așează într-un colț și privește mulțumită la mulțumirea copiilor lor, copiilor ei care calcă pragul. Ei, aceasta a fost Maica Domnului. A făcut toate înspre creșterea fiului său. Și după ce a făcut toate, s-a așezat într-un ungher și a privit bucurându-se de bucuria copilului său, de bucuria Domnului nostru Iisus Hristos. Numai mamele știu să se micșoreze pentru ca și copiii lor să crească. De aceea Maica Domnului s-a micșorat pentru ca Hristos să iasă în față. De aceea în Sfânta Scriptură și în Evanghelie avem atât de puține lucruri legate de Maica Domnului, pentru că viața ei a fost tăcere. A fost o taină. Pentru că prin ea, așa cum cântăm într-un tropar, taina cea din viața ascunsă și de îngeri neștiută, prin tine s-a văzut în lume prin întruparea Fiului tău. Ea a trăit toată viața ca o taină, pentru că prin ea s-a făcut vizibilă taina întrupării Domnului nostru Iisus Hristos. Cu ani în urmă, vrednicul de pomenire Mitropolit Bartolomeu Anania, vorbind despre taina Maicii Domnului și taina pe care ea o face prezentă în lume, o asemenea cu un vârf de iceberg. Dumneavoastră știți că un iceberg este o bucată mare de gheață ruptă dintr-o calotă mare care se mișcă pe apă. Dar de-abia un mic procent din acest iceberg se vede la suprafață, restul rămâne dedesubt. Și tocmai acest vârf de iceberg a fost Fecioara Maria, pentru că ne-a făcut cunoscut pe Domnul Hristos atât cât omul a putut să înțeleagă. Însă, cea mai mare parte a tainei dumnezeire a rămas ascunsă, asemeni icebergului sub apă. E acest itinerariu al Maicii Domnului prin care ne face cunoscută taina lui Hristos, începe într-un moment deosebit. Când Îngerul Gabriel o vizitează și vestește că din pântecele său se va naște Mesia. Și ce răspunde? Iată roaba Domnului. Și acest lucru îl traducem cu un verset din Psalm. Înfricoșător lucru este să cădem în mâinile Domnului, pentru că întâlnirea Fecioarei Maria cu Domnul atunci a fost minunată, dar a fost și înfricoșătoare. Prin măreția ei, cum Dumnezeul cerului și al pământului să vină între oameni? Se poate acest lucru? Și ea se gândea și tocmai la mine, la o simplă fecioară. El, stăpânul cerului și al pământului, se poate face atât de mic încât omul să-l primească în pântecele lui, încât omul să-l vadă, să-l simtă, să se bucure de prezența lui. Și la acest prim răspuns pe care dă Fecioara Maria să mai adaug încă unul foarte important. L-am auzit în Evanghelia de la Utreime, când Maica Domnului a vizitat-o pe Elisabeta, verișoara sa, și Elisabeta, prin descoperire de la Duhul Sfânt, o preamărește pentru pruncul care se zămislise în pântecele ei. Și Maica Domnului ce îi răspunde? A căutat spre smerenia roabei sale. Maica Domnului a trăit această venire a lui Hristos în pântecele său ca o smerenie. Nu era vorba de smerenie ascetică, așa cum avem noi oamenii nevoie. Adică, noi suntem păcătoși și este firesc să ne recunoaștem păcatele și să ne smerim.
Însă Maica Domnului nu avea nevoie de așa ceva, pentru că nu avea păcate. Și atunci despre ce smerenie este vorba? Despre smerenia dragostei. Despre smerenia dragostei care se deschide în felul următor. Când iubești pe cineva, te pui în spatele lui, te faci tot mai mic pentru ca acel cineva să crească. Și din nou fac apel la imaginea mamei. Toate mamele care sunteți aici, îmi veți confirma acest lucru. Că indiferent la ce situație v-ar pune viața, ați fi capabile să vă mișorați în fața copilor dumneavoastră. Pentru ca el să crească și să-și împlinească drumul. Aceasta este smerenia plină de dragoste. Nu este smerenia plină, smerenia șepică însoțită de pocăință pentru păcate. Și cum trăia această smerenie? Ne spune Evanghelistul Luca că păstra cuvintele pe care le-a spus Domnul Hristos în inima ei și după traducere veche, zăvora cuvintele în inima ei. Adică le făcea lucrătoare. Erau considerate ca diamante într-un tezaur. Și creșteau și viața ei se transforma într-o oglindă a Domnului Hristos. Și de aici înțelegem că nimeni în această lume niciodată nu s-a asemănat mai mult cu Maica Domnului, cu Domnul Hristos, decât Maica Domnului. Maica Domnului a reflectat cel mai bine pe Domnul Iisus Hristos. Și care este punctul maxim în care Maica Domnului l-a reflectat pe Domnul Hristos? Este suferința împreunată cu dragoste. Pentru că crucea pe care a fost răstignit Domnul Hristos n-a fost doar a Lui, ci a fost și a mai și Domnului. Crucea a reprezentat coloana lăuntrică a Maicii Domnului, pe care și-a bazat întreaga ei viață. Maica Domnului de la naștere s-a îmbrăcat cu cămașa Vinerii cele mari și a simțit suferința Domnului Hristos, ai doma cu El. Dar a simțit suferința pentru că a simțit și dragostea. Când Domnul Hristos a urcat pe cruce și a întins mâinile pe cruce și a îmbrățișat întreaga lume și a zis, atât vă iubesc. Atât este dragostea mea. Și de aici am înțeles că numele Lui Dumnezeu este milostivire, numele Lui Dumnezeu este dragoste. Îmbrățișează întreaga lume, nu doar pe cei buni, pe toți și mai ales pe cei răi, pe cei care se simt în nevoie, pe cei care caută pe Dumnezeu, pe cei care datorită stărilor căzute strigă după ajutor, zicând, Doamne, strigat am către Tine, auzi-mă. Dar și Maica Domnului trăiește aceeași realitate. Și le spune și nouă, de atunci și până acum, că unde sunt eu, acolo vreau ca și voi să fiți. Și tare îmi place exprimarea pe care o are monacul de la Rohia, Nicolae Steinhardt, vis-a-vis de această dorință a Maicii Domnului, ca unde este ea să fim și noi. Și într-un mod, zice el, copilăresc, dar nu greșelnic, nu eretic, zice el, nu imaginez pe Maica Domnului, stând la porțile Raiului, pe din afară, și așteptând pe toți cu un pahar de apă, cu o chestia de dulceață, cu un ștergar, ca să le șterge, să le șteargă sudoarea vieții cele grele pe care au avut-o de parcurs pe acest pământ. Și acum aș zice așa, cei care nu se închină Maicii Domnului, cei care nu cinstesc pe Maica Domnului, nu pot să fie altceva decât niște nefericiți. Pentru că se feresc și nu se folosesc de un ajutor, de o prezență așa cum este Maica Domnului. Cine este ea? Maica Bisericii, care stă lângă femeia nevinovată, bătută de soțul ei alcoolic? Este Maica Bisericii care stă lângă copilul alungat de părinți fugari și pripeac pe drumuri? Este Maica Bisericii care stă aproape de schilodul care este lovit pe stradă de derbedei care nu mai au niciun pic de sensibilitate? Este lângă cel paralizat, cel infirm pe care nimeni nu-l mai îngrijește? Este lângă cel care suferă și este torturat și își pierde nădejdea și
și nu mai are nici un pic de speranță. De aceea pe Maica Domnului o simțim foarte aproape. Toți cât sunteți aici, ați venit din această pricină, pentru că o simțiți aproape. Și așa am cântat cu toții, de câteva zile și în mod special în această seară, am venit, măicuță, să ne mai vedem, să-ți plângem necaz, să spunem necazul pe care îl avem. Am venit, măicuță, să ne mai vedem, nu doar să o vedem pe Maica Domnului, ci să ne vedem reciproc, pentru că atunci când fii la cineva, vrei să te vezi reciproc. Numai când e cineva foarte mare la care nu ai acces, numai atunci spui că am venit să te mai văd sau să vă mai văd. Dar când există o intimitate, o apropiere a uneia cu celălalt, atunci zicem că ne mai vedem. Am venit ca să ne mai vedem. Iubirea ei îmbrățișează întreaga lume și la fel ca și Domnul Hristos, simte milă față de întreaga lume necăjită. Întreaga lume necăjită. Și pentru că iată acest loc de atât de mulți ani a fost bătătorit de pașii bunilor credincioși, avem nădejde că tot ceea ce am spus în această zile Maicii Domnului va ajunge foarte repede la tronul lui Dumnezeu, pentru că așa se cum se spunea acum câțiva ani într-o predică din același loc, locul acesta este subțire. Granița dintre noi și Împărăția lui Dumnezeu, granița dintre noi și Hristos este subțire datorită evlaviei dumneavoastră, care face ca mereu și mereu să veniți dincolo de dificultăți, dincolo de oboseală și să vă rugați împreună cu noi, Maicii Domnului. Și nu putem să nu apreciem faptul că atât de mult a fost osteneala dumneavoastră și chiar și acum, cu toate că suntem foarte osteniți, încă sunteți prezenți cu noi, dar avem această nădejde, că niciun pas pe care l-am făcut noi nu va rămâne nerăsplătit de Dumnezeu. Și ce avem nevoie mai mult decât de mângâiere și de ajutor fiecare în problemele pe care le avem în inima noastră și pe care le-am pus Maicii Domnului. Și aș mai adăuga doar atâta. Trăim vremuri destul de tulburi, peste tot. Ați auzit ce ne-a spus și Preasfințitul Cais din Antiohia, din Siria. Trăim vremuri grele peste tot, dar și la noi în țară. Dar de aceasta am venit cu toții, cu nădejde că rugându-ne, ne rezolvăm probleme, primim rezolvare problemelor noastre, dar primim rezolvare și problemelor cu care se confruntă țara noastră. Și v-aș provoca acum, la sfârșit, să ne rugăm împreună, tot prin versurile pe care le-am cântat de foarte multe ori în aceste zile, dar să zicem încă o dată împreună, rugându-ne cu tot din adinsul Maicii Domnului. Maică, vino iară, nu lăsa să piară țara și poporul, turma și păstorul. Amin. Dumnezeu să vă binecuvinteze, Dumnezeu să vă dea puțină odihnă meritată, până când dimineața ne vom vedea din nou la Sfintele Sfinte.